găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromo, o emisiune ce își propune să evidențieze aspecte din viața minorităților naționale trăitoare în Transilvania, a comunităților etnice care trăiesc pe aceste meleaguri, dar și aspecte legate de multiculturalismul acestui spațiu, căruia îi spunem fie Transilvania, Erdei, Siebenbürgen sau alte denumiri. Astăzi avem o Transilvanie policromă specială, o ediție specială pe care o transmitem de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, din Parcul Etnografic al Muzeului, mai bine zis, și avem o ediție care va fi în totalitate dedicată comunității slovace, mai precis comunității slovace din zona Bihor-Sălaj. O să avem ediție plină de muzică, de dans, de voie bună, dar de asemenea vom afla mai multe detalii despre comunitatea slovacă din zona Bihor-Sălaj. În acest sens, avem alături de noi, invitate, pe două reprezentante ale comunității slovace din această zonă. Este vorba despre două absolvente de etnologie care au studiat cum altfel decât comunitatea din care provin. Este vorba despre Cristina Mihalceacova și de Iosefina Furicova. Bine ați venit, stimate invitate, în acest studio al nostru improvizat aici la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Bine v-am găsit! După cum vedeți, stimați spectatori, toate suntem în costume deosebite. Bineînțeles, dacă vorbim despre comunitatea slovacă, nu puteau fi altfel decât costume slovace. Așa că o să le rog pe invitatele mele să îmi descrie foarte pe scurt cum sunt îmbrăcate, de unde provin acest costum, din ce este confecționat, fiecare cu costumul său și, bineînțeles, și acest costum pe care mi l-ați împrumutat pentru această emisiune și mie, un costum foarte, foarte frumos. Cristina? Astăzi port un costum tradițional din zona Bihor-Sălaj, tradițional slovac. Este compus din această bonețică care se numește cepeț în traducere, baticul. Aș putea să menționez că acest tip de costum este specific tinerelor căsătorite, fiindcă înaintând în vârstă deja femeile încep să poarte culori mai închise. Modul cum este legat baticul este modul de sărbătoare, fiindcă femeile care munceau în zilele de lucru purtau baticul precum al meu, cum poartă colega mea. Acest sacou numit vizitcă, fusta și șorțul. În picioare port pantofi. Femeile cu o condiție socială și economică mai slabă purtau ciorapi tricotați în picioare. Iosefina, spuneam, te rog și tu, spuneam deja, un element a fost deconspirat legat de batic. Baticul se purta așa. Era semn al femeii căsătorite. Fetele, până ce nu se măritau, purtau părul împletit cu o panglică, care mai de care mai colorată. După căsătorie, femeile purtau batic, așa cum bine a menționat colega mea, al ei este pentru zi de sărbătoare, al meu este pentru zi de lucru. Foarte mult nu aș mai avea de adăugat, deoarece și eu port un costum tot din zona Bihor-Sălaj. Ea a descris foarte bine din ce este compus. Aș putea să menționez că aceste costume pe care le purtăm noi, toate au fost adunate de pe teren, ele sunt costume autentice și au fost recondiționate de o doamnă foarte, foarte dragă. Foarte bine se păstrează, după cum am remarcat. Chiar vreau să te întreb cum reușiți să le păstrați în această formă, fiind unele dintre ele foarte vechi. O doamnă foarte dragă mie, care are mâini de aur, reușește să le aducă în aceste condiții foarte bune. Ea se numește doamna Veronica Lincar din Marghita, pe care o salutăm pe această cale și îi mulțumim pentru tot efortul cu care reușește să recondiționeze aceste merită costume. Merită pe deplin aceste mulțumiri. Sunt diverse culori, avem aici predominant roșu, la noi albastru. Există ceva motive care au legătură cu culorile pe care le folosiți în costume? De exemplu, aș putea să spun că predomină roșu și albastru și acestea sunt culori care fac parte din tricolorul Slovaciei.
dar în general culorile deschise, cu ornamentație, cu motive florale sunt cele care predomină pentru fetele tinere și pentru femeile proaspăt căsătorite. Spuneam că vorbim despre o comunitate compactă, cea mai numeroasă comunitate slovacă din România, care se află în zona Bihor-Solaj. Aflăm mai multe însă despre cum este reprezentată această comunitate în Parlamentul României, chiar de la deputatul comunității slovace, care reprezintă în același timp și interesele comunității cehe în România. Este vorba despre domnul deputat Adrian Miroslav Merca. Îl avem acum legătură telefonică pe domnul deputat. Domnule deputat, vorbim despre comunitatea slovacă din România, dar, după cum spuneam, dumneavoastră reprezentați și interesele comunității cehe din România. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre distribuția acestei comunități, atât a celei slovace cât și cehe în România, cea pe care comunități pe care dumneavoastră le reprezentați în Parlament, care au fost rezultatele, cifrele înregistrate potrivit ultimelor date, datelor oficiale de la recensământul din octombrie 2011. Bineînțeles, arată o scădere, exact ca și la orice altă comunitate, este în minoritate sau în majoritate, este o scădere, într-adevăr, a populației. Luând județele Satuare, Sălaș, Bihor, Arad, Timiș, sunt județele cu comunitate slovacă, dar deja în județul Timiș avem, în special în municipiul Timișoara, avem comunitatea cehă, coborând mai jos, județul Caraș-Severin și Mehedinț. Cam acestea sunt județele cu comunitățile slovace și cehe din România. 2011, de la 2001, cine a arătat într-adevăr statistica, vedem și noi, demografic, numărul de elevi din școli scade, se închid școli slovace sau cehe și asta, într-adevăr, arată demografic o scădere. Dacă undeva între anii 36-40 erau 50.000 de slovaci și cehi în România, nu putem să spunem că acum avem peste 20.000 de slovaci și cehi. Domnule deputat, dumneavoastră de fiecare dată ați fost foarte deschis, după cum am mai avut și alte acțiuni pe care noi le-am promovat în cadrul emisiunii noastre Transilvania Policromă. Vă rog să ne spuneți puțin despre cum încercați să păstrați tradițiile și obiceiurile slovacilor, în mod deosebit a celor din zona Bihor-Sălaj, despre care noi discutăm acum în cadrul acestei emisiuni, și care ar fi, pe scurt, planurile pe care le aveți pentru a continua aceste acțiuni în a păstra tradițiile și obiceiurile slovace din zona Bihor-Sălaj. Avem în continuare acțiuni tradiționale pe care le desfășurăm an de an în localitățile comunităților slovace și încercăm totuși să mai revigorăm. Aceste acțiuni care sunt tradiționale sunt acțiuni legate de sărbătorile diferitelor sate, ziua secereșului, ziua porumbului, ziua cartofii, ziua vinului sau sunt sărbătorile religioase. Anul acesta, de exemplu, am sărbătorit 1950 de ani la Șinteu, comuna Șinteu, de la creștinizarea slavilor de către cei de Sfânt Ciril și Metodie. Putem să spunem acțiunea Maria Radna, unde este o pelerinaj Maria Radna, unde peste 1000 de slovaci romano-catolici se întâlnesc, în special în jurul datei de 15 august. Este tot o acțiune tradițională a noastră, în special pentru întâlnirea slovacilor și rememorarea, să spunem, a vechilor obiceiuri de a merge la biserică, de a cânta, de a se ruga, de a vizualiza, într-adevăr, fostele cântecele noastre tradiționale. Mergem mai departe, sărbătorile legate de localitățile noastre, de școlile noastre, zilele școlilor, în care încercăm să scoatem în evidență și trecutul. Câți au fost copii în școală, câți sunt acum, să vedem viitorul care va fi, legătura între foștii elevi care acum sunt părinți sau bunici sau străbunici și actualii elevi.
tocmai pentru a scoate în evidență necesitatea studierii limbii materne, trecând mai departe înspre localitățile mai mari, unde nu mai sunt comunitățile de slovaci compacte, scoate în evidență aportul tradițional, a dansurilor tradiționale, a evenimentelor care se desfășoară în viața de zi cu zi a slovacilor. Dacă este nunta, fecerișul, bucuria de a stânge strugurii, mersul în armată, cum era pe vremuri, sau botezul, sunt diferite acțiuni pe care noi le spunem tradiționale și dorim să le aducem din nou la suprafață. Într-adevăr, deja tradiția se cam uită peste tot. Nu mai e acea nuntă tradițională cu cai, cum era pe vremuri. Bineînțeles, era căruța trasă de cai, la unii, chiar de vaci, voi. Încercăm să le scoatem în evidență, dar prin migrarea tinerilor spre oraș, simțim necesitatea de a veni în întâmpinarea și acestor zone și de a aduce într-adevăr spre biserică, pentru că avem bisericile noastre tradiționale în orașele mai mari și atunci cu ajutorul preoților mai reușim să-i legăm. Avem acțiuni noi dedicate cânteștilor religioase, iar aici nu neapărat copiii sunt invitați de a participa, ci persoanele adulte în a-și prezenta cântecele reprezentative ale celei biserici. Avem întâlnirile mai noi, întâlnirile cu tinerii, pe care dorim să le intensificăm, în care tinerii să fie prezent în viața publică a satului, a comunii și al orașului, prin implicarea lor în diferite proiecte sau promovarea diferitelor proiecte pe care ei și le prezintă sau doresc să și le prezinte de mai departe. Mergem și spre cei care doresc să publice diferite cărți, care doresc să scrie. Avem cluburi de literatură micuțe, într-adevăr, în școli, în care încercăm și această posibilitate a copiilor de a se dezvolta și în această ramură. Poezii, povestioare sau de a-și publica diferite recenzii în revistele școlare. Vă mulțumim foarte mult, domnule deputat, pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că sunteți mereu alături de comunitatea dumneavoastră și îi sprijiniți în tot ceea ce întreprind, mai ales pe acești tineri minunați care sunt și astăzi invitați la noi în emisiune. Mulțumim și noi pentru studiul pe care ne-am acordat prin promovarea culturii și tradiției noastre. Trebuie să fim alături de toată lumea, pentru că nu poți altfel să fii. Altfel rupi această legătură și e greu. E greu să o readuci înapoi. Eu încerc, într-adevăr, venind dintr-o generație mai tânără, încerc să forțez la un moment dat ca tânăra generație să simte că aparține undeva. Să simte că are obligație morală față de bunici, străbunici și chiar părinți. Nu este ușor să știi două istorii, să ai două limbi materne, româna și slovacă, să te simți apropiat de două tradiții diferite. Dar eu spun că este un plus de valoare, un plus de bucurie la un moment dat. Mult succes în toate cele! La revedere! Pe această cale doresc și eu să aduc o mare mulțumire domnului deputat pentru că încurajează și sprijină financiar, ceea ce este foarte important, toate acțiunile pe care noi le facem de promovare a tradițiilor noastre. Cum spunea și domnul deputat, vorbim aici de Uniunea care reprezintă interesele slovacilor și cehilor din România. Este vorba de Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România, care primește, ca de altfel celelalte uniuni care reprezintă interesele diverselor minorități naționale, există un buget alocat de statul român pentru a sprijini astfel de acțiuni, precum sunt și acțiunile ansamblu din care proveniți voi două. Și acum o să mă opresc puțin asupra acestui ansamblu, despre care aș vrea să-mi spuneți mai multe cuvinte. Știu că vă pregătiți să celebrați anul viitor și 10 ani deja de existență. Iosefina, spune-mi tu, te rog, puțin despre ansamblul vostru, ce aveți voi în repertoriul vostru, ce
costume, de unde le-ați procurat, cine vă sprijină în general, câteva cuvinte despre ansamblul din care provii. Așa cum am menționat anterior, ansamblul este finanțat de UDSCR, de către Uniunea Democratică a Cehilor și Slovacilor din România. A fost înființat în anul 2004, chiar de către domnul deputat Adrian Merca, și reprezintă pe plan local obiceiurile și tradițiile slovacilor din Valea Cerului, Cer Potoc. Pe fază zonală ar reprezenta tradițiile slovacilor din Bihor și, de ce nu, chiar și tradițiile slovacilor din România. Aveți diverse dansuri pe care o să le urmărim și noi în cadrul acestei emisiuni. Spuneți-mi puțin despre coreografia acestor dansuri, dacă ele sunt dansuri vechi ale slovacilor din aceste zone, dacă ați preluat în coreografiile voastre și anumite părți din Slovacia. Sigur, rezultatul muncii de cercetare pe care am desfășurat-o în cadrul comunității noastre s-a făcut sub conducerea coregrafului nostru, care este din Slovacia, domnul inginer Slavomir Ondejka. El ne-a învățat motive de dans, împreună am făcut cercetări de teren aici, în satele noastre din Bihor, dar dânsul ne-a adus și multe materiale din Slovacia cu diferite dansuri din anumite regiuni, în special din regiunile de proveniență ale slovacilor din Bihor. Chiar și dansurile pe care telespectatorii le vor urmări, sper eu, cu mare drag, sunt tot dansuri din Slovacia, din regiunea Zemplin, din partea de est a Slovaciei. Cristina, parte din lucrările tale au fost axate pe statutul femeii în mediul rural, bineînțeles în mediul vostru, mediul slovac. Spune-ne câteva idei pe care, concluzii la care tu ai ajuns în urma cercetărilor tale privind această temă. Cum este sau cum a fost, mai bine zis, odată femeia slovacă? Era statutul acesteia în comunitate și cum a evoluat acesta pe parcursul timpului? Lucrarea de licență mi-am făcut-o pe statutul femeii, după cum bine ați spus și dumneavoastră. Am cercetat femeia slovacă din zona Bihor-Sălaj. Mi-am dat seama că ea participa la mai toate muncile, începând de la câmp, acasă, de absolut tot. Încerca să se ocupe cât mai mult. Care era primordial rolul femeii într-o familie? Bărbații mergeau de foarte multe ori la muncile mai grele, iar ea rămânea acasă cu copiii, se ocupa de gospodărie, copiii veneau tot pe rând, cât mai mulți, și atunci munca devenea tot mai grea și ea devenea tot mai responsabilă de tot ce însemna gospodărie și copii. S-a schimbat aceste lucruri pe parcursul anilor, acum în zilele noastre, cât se mai păstrează din aceste, să spun așa, aceste idei care erau folosite în timpurile mai vechi, ca să spun așa. Ce a mai rămas? A mai rămas doar gastronomia, poate, adică am întâlnit familii care și acum mai păstrează obiceiurile specifice de Crăciun, de Paște, fac mâncăruri specifice acestor sărbători. În rest, prea puțin se mai păstrează tradițiile. În afară de aceste acțiuni în care tinerii participă, cum este și ansamblul vostru, participați, bănuiesc, la diverse festivaluri, diverse acțiuni culturale, cum altfel se păstrează această tradiție totuși? Voi sunteți poate un caz frumos de tineri care sunt implicați și sunt interesați de păstrarea acestor valori. Sunt ceilalți tineri interesați să păstreze aceste valori, să străduiesc într-un anumit fel, mai mult, mai puțin? Cum este situația din acest punct de vedere? Cu mare bucurie aș putea să spun răspicat da, deoarece ansamblul nostru Țerovina nu este singurul exemplu în care tinerii se implică în activitățile culturale de promovare a tradițiilor și obiceiurilor, chiar într-un sat foarte apropiat nouă, în Vărzari, sub conducerea doamnei învățătoare Ana Capusniacova, există un grup de tineri foarte talentați care au
același demers de a fi mândri de tradițiile străbunilor lor și de a încerca de a, să le păstreze. La fel, la Budoi, unde există și un liceu cu predare în limba slovacă, există și acolo un ansamblu folcloric Lipca, care are aceeași dorință. De asemenea, la Nădla, aș mai putea să menționez existența unui ansamblu extraordinar de bine pregătit. Spuneam că acum, în cadrul acestei misiuni, ne concentrăm în mod deosebit asupra slovacilor, asupra comunității slovace din zona Bihor-Sălaj. Ce înseamnă mai exact această zonă? Cât slovaci trăiesc aici compact și cât de bine, în general, și-au păstrat aceștia limba, de exemplu? Se mai vorbește limba slovacă în această zonă, de exemplu? De-a lungul anilor, numărul slovacilor prezenți pe teritoriul actual al României a scăzut în mai multe etape. În prezent, am putea spune că în zona Bihorului trăiesc aproximativ 7.000 de slovaci care sunt concentrați în zone rurale. Biserica ar fi un factor care reușește să țină comunitatea strâns legată, iar în ceea ce privește aspectul lingvistic, aș putea spune că limba slovacă de Bihor este un mix al mai multor dialecte aduse din zona Slovaciei, din diferite regiuni, la care se adaugă cuvinte de proveniență din limba maghiară și română. Cristina, în cercetările tale, când mergeai să discuți cu oamenii pe teren, discutați în limba slovacă, în limba română, cum le era mai ușor oamenilor să se exprime? De obicei în limba slovacă. Și mai ales femeilor mai în vârstă le era mult mai ușor să se exprime în limba slovacă. Există învățământ în limba slovacă, să zic așa, foarte activ, în sensul că pe lângă bănuiesc cel preșcolar, gimnazial, există și posibilitatea să meargă să studieze cineva și mai departe la facultate în limba slovacă, Cristina? În Slovacia, da, iar în Budoi avem liceul cu predare în limba slovacă, Iosef Kozacek. Aș mai adăuga, chiar în cadrul Universității de la București, este o catedră care se ocupă și de limba slovacă. Noi îi mulțumim foarte mult Cristine Mihalceacova pentru prezența în emisiune. Cu Iosefina rămânem în continuare alături. Îți mulțumim așadar, Cristina, și te felicităm pentru toate acțiunile din care faci parte și pentru toate cercetările tale frumoase. Sperăm să continui să faci acest lucru, pentru că este un lucru benefic, foarte benefic pentru comunitatea voastră, în primul rând, și important și pentru ceilalți din jurul vostru să vă cunoască, să cunoască cât mai multe despre voi. Mulțumim mult! Stimați spectatori, pe dumneavoastră vă invit acum să facem o scurtă pauză în care veți urmări un dans cum altfel decât slovac, după care revenim în studio să continuăm discuția noastră despre slovace din zona Bihor-Sălaj, alături de invitații mei. Thank you.
Stimați-le spectatori, am revenit în acest studio al nostru improvizat aici în cadrul Parcului Etnografic, parcul din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Cum spuneam și la începutul acestei emisiuni, avem o ediție specială, o ediție specială transmisă chiar de aici, din acest cadru foarte frumos, mirific, aș putea să spun. Ediția noastră este dedicată comunității slovace din zona Bihor-Sălaj. Ați putut să urmăriți un dans specific din această zonă, un dans bărbătesc, care a fost realizat de către niște băieți din ansamblul despre care noi povestim și îl avem alături de noi pe unul dintre membrii acestui ansamblu, un băiat foarte talentat și spunem bun găsit lui Milan. Bine v-am găsit! În continuare avem alături de noi pe Iosefina Furicova, etnolog de profesie, foarte implicată și în comunitatea slovacă. Milan, spunea că am văzut un dans, am putut să urmărim și telespectatorii au putut urmări un dans mai deosebit cu linguri. Spune-ne puțin despre acest dans, de unde provine, puțin despre coreografia lui, în general câteva cuvinte despre dansurile pe care voi le faceți. Deci dansul cu lingurile este un dans tipic din Slovacia, face parte din zona de est a Slovaciei, mai exact din satul Raslavice. Și se pune bază mai mult în dansul acesta, se pune bază mai mult pe ritm. Spune-ne dacă e de mult timp aveți acest dans în repertoriul vostru, ca să spun așa, în repertoriul ansamblului. Îl avem de vreo 3 ani de zile, dansul acesta. Spuneau adineauri colegele tale că aveți și un coregraf din Slovacia, cel care bănuiesc că vă ajută în a pune în scenă aceste dansuri cât mai autentic, cât mai bine, astfel încât să corespundă elementelor din punct de vedere etnologic, bănuiesc. Dar de asemenea aveți un instructor care vă ajută să le puneți în scenă. Coregraful nostru, cum am menționat anterior, Slavomir Ondeica, are ca și principal criteriu pentru tot ceea ce se pune în scenă autenticitatea. Cu ajutorul instructorului nostru, noi repetăm aceste dansuri care sunt producția domnului coregraf Slavomir Ondeica. Pe această cale îl salutăm și pe instructorul nostru, Iaroslav Zetoha, care din păcate nu a putut să fie alături de noi în această zi minunată, dar suntem siguri că și lui pare la fel de rău ca și noi că nu este alături. Să sperăm că vor fi și alte ocazii când sigur va fi prezent și instructorul. Să sperăm că la o altă invitație va spune da. Acum, ai spus, Milan, că a fost un dans specific dintr-o zonă a Slovaciei, însă voi aveți și alte, bineînțeles, dansuri specifice zonei din care proveniți, zona Bihor-Sălaj. Spune-ne așa câteva cuvinte despre alte dansuri pe care voi le aveți din zona voastră. După cum o să remarcăm și în continuare emisiunii noastre, vă schimbați de multe ori și costumele, deci nu rămâneți în același costum. În funcție de dansul pe care îl performați, vă schimbați și costumul. Așadar, spune-ne puțin despre dansuri și despre costumele pe care voi le aveți în funcție de aceste dansuri. Acum port un costum de Bihor și Sălaj și aș începe cu partea de sus, deci pălărie, vestă. În general se poartă vestă de culoare închisă, cămașă fără broderii, simplă, pantaloni priceși și în picioare am bocanci și ciorape de lână tricotați. Un dans pe care noi o să-l urmărim în curând, peste câteva minute. În acel dans, voi băieți o să aveți un alt gen de costume. Spune-ne puțin și despre acel costum. Acela o să fie costumul de Zemplin, deci o regiune din Slovacia. Acela am văzut că are și niște broderii. De unde aveți acele costume? Costumele ne-au fost făcute la comandă, chiar în Slovacia, după fotografii vechi. Ele ar încerca să le aducem cât mai aproape de autentic. Nu am putea purta întotdeauna la toate spectacolele costume autentice, deoarece astfel ele s-ar
s-ar putea strica mult mai repede și ar fi păcat. În general, costumele autentice se păstrează fie pentru muzeu, fie pentru ocazii mai speciale, cum este această zi și această emisiune. Spuneai de muzeu și atunci o să profit de oportunitate ca să te întreb dacă voi aveți un muzeu etnografic, un muzeu care să reprezinte, să evidențieze obiceiurile voastre. Există un astfel de muzeu în România, bineînțeles. În zona Bihor Sălaj încă nu există, dar noi sperăm că vom avea unul cât de curând. Dar în România există un muzeu cu tipic slovac la Nădlac, care este sediul central al Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România și sediul principal al slovacilor din România. Milan, revin la tine. Spune-mi, cum ți se par dansurile slovace? Mie mi se par foarte ușoare și motivele de dans mi se par ușoare pentru că dansez din plăcere și îmi place să dansez. Bănesc că sunteți toți amatori, nu sunt profesioniști pentru voi. Sunteți un ansamblu de dansatori amatori. Milan este singurul membru al ansamblului care a făcut parte timp de 2 ani de zile într-un ansamblu în Slovacia. El a mers acolo pentru... a fost ales de coreograful nostru pentru a se specializa și a-și împărtăși apoi cunoștințele colegilor din România. Care sunt vârstele, media de vârstă a membrilor acestui ansamblu? Avem o grupă mică în ansamblul nostru, chiar de la vârste foarte fragede, de la vârsta de 4 ani chiar. Și în ansamblul mare, colegii noștri au șansa de a dansa alături de noi, începând cu vârsta de 14, 15, 16 ani. Asta depinde de aptitudinile fiecăruia. Realizați o selecție sau cum îi selectați? Cum îi alegeți pe cei care vor face parte din ansamblu? Alegerile le face coreograful împreună cu instructorul nostru, dar întotdeauna criteriul este cel al performanței. Bineînțeles, nici nu mă gândesc. Milan, spunea Iosefina că ai avut o experiență în care ai fost ales ca și dansator în Slovacia. Cum a fost acea experiență pentru tine? A fost o experiență foarte plăcută și frumoasă. Am învățat foarte multe dansuri noi pe care aici nu aveam ocazia să le învăț. Am învățat practic aproape toate regiunile din Slovacia să le dansez, nu chiar cu perfecțiune, dar așa, din mare. Și ai transmis mai departe și celorlalți colegi ai tăi din ansamblu. Îți mulțumim și ție pentru prezența alături de noi în cadrul acestei emisiuni. O să invităm pe telespectatori să mai urmărească încă un dans al ansamblului vostru ca să poată să intre mai bine în contact cu ce înseamnă dans slovac. După care vom reveni în acest studio al nostru aici la Muzeul Etnografic al Transilvaniei să ne continuăm periplul nostru în ceea ce înseamnă comunitate slovacă din zona Bihor Sălaj. Mulțumim mult, Milan! Duda, três vezes a raiz.
Gazda noastră de astăzi este Parcul Etnografic din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, de unde realizăm o ediție specială a emisiunii Transilvania Policromo, o ediție dedicată comunității slovace din zona Bihor-Sălaj. Continuăm discuția noastră despre tradițiile și obiceiurile acestei zone, acestei comunități, cu invitatele mele. Alături de Iosefina Furicova, pe care deja ați cunoscut încă de la începutul emisiunii, etnolog de profesie, care a fost de mai multe ori de altfel în cadrul emisiunii noastre, ni s-a alăturat o tânără membră a unui ansamblu care reprezintă foarte frumos obiceiurile slovacilor din zona Bihor-Sălaj. Este vorba de Ianca Brânicova, dacă am pronunțat bine, o tânără de doar 13 ani, care pe lângă faptul că dansează foarte frumos, este și un foarte bun instrumentist, cântă foarte frumos la vioară. Bine ai venit, Ianca, la noi! Bine v-am găsit! Spune-ne puțin despre pasiunea ta pentru vioară. Te văd cu vioara în mână. De când ai început să cânti la acest instrument? Am început să cânt de vreo 2 ani și moștenesc acest talent de la bunicul meu, care și el, la rândul lui, cântă la acordeon. Pasiunea asta... Oare în sânge, cred. Este o moștenire din familie. Moștenire genetică, ca să-i spunem așa. Ce fel de cântece interpretezi în general? Sau îți place ție să interpretezi? Majoritatea cântecelor sunt populare slovăcești. De la cine ai învățat
să le interpretezi? Tot bunicul sau în familie sunt cei care ți-au transmis? Iau ore de la domnul profesor. Este vreun cântec anume care îți place ție în mod deosebit? Da, am mai multe. Bineînțeles că nu poți să scap să nu ne interpretezi măcar un fragment dintr-un cântec pe care dorești să, care îți place ție mai mult, poate. Așa, să ne spui ce ai dori să interpretezi, în primul rând. E o melodie în limba slovacă. Așa, se numește? Dorana e Malahvilia. Adică? Până dimineață este o clipă mică. Ca să zicem așa, scena este a ta. Mulțumim, Ianca. Iosefina, știu că și tu ești pasionată, nu numai de dans, așa cum vom remarca și cum au remarcat deja poate telespectatorii în cadrul dansurilor pe care tocmai le-am difuzat, dar și de cântec. Chiar în cadrul acestei ediții a emisiunii Transilvania Policromă vom asculta în premieră două dintre cântecele pe care tu le interpretezi. Spune-ne mai multe despre ce este vorba și ce reprezintă până la urmă aceste cântece, că nu sunt doar cântece, să spun așa, alese la întâmplare, sunt cântece care au o poveste și care în sine transmită anumite detalii despre cum era viața slovacilor din zona Bihor-Sălaj. Da, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați oferit această oportunitate de a filma cele două cântece într-un cadru atât de frumos, alături de profesioniști ca dumneavoastră. Cântecul Am un inel este o melodie ritmată, de joc, fără o ornamentație muzicală foarte bogată, aparținând repertoriului neocazional. În conținutul literar al acestei piese întâlnim motive precum curtatul fetelor de către băieți, locul de întâlnire al îndrăgostiților și așa o mică poveste de dragoste dintre doi tineri. În ceea ce privește cea de-a doua melodie, temele literare predominante sunt pregătirea cufărului pentru plecarea în armată și despărțirea regrutului de familie, despărțirea tinerelor din sânul familiei din diferite motive, de cele mai multe ori pentru căsătorie și în sine viața normală de zi cu zi a unei tinere din momentul căsătoriei. De altfel avem aici și două dintre elementele pe care telespectatorii noștri le vor putea urmări și în videoclipurile filmate la cele două cântece de care tu ai pomenit. Sunt elemente care sunt preluate chiar din sânul comunității. Spune-ne mai multe despre ce anume este vorba. Sigur. Aici avem un prim plan cu un coș de sărbătoare cu un prosop brodat în care tinerele purtau fie mâncare, fie anumite obiecte când plecau la târg în sat. Iar cel de-al doilea este masnicica, un instrument în care era folosit pentru obținerea untului. Untul era un aliment foarte important pentru alimentația familiei rurale slovace, deoarece era baza mai multor mâncăruri. Chiar și în perioada de post, așa cum menționam în cadrul unei alte emisiuni, slovacii de religie romano-catolică folosesc produsele lactate chiar și în perioada postului. Dar trebuie să menționăm că în zona Bihor-Sălaj, de unde proveniți și voi, majoritatea este romano-catolică. Aș îndrăzni să spun chiar 98% din populație. Deci păstrați
toate motivele voastre religioase sunt conexe acestei confesiuni legate de calendarul romano-catolic. Da. Exact, chiar era una dintre întrebări pe care doream să o mai pun, ca să punctăm și acest aspect legat de confesiunea religioasă a slovacilor din zona Bihor-Salaj. Și acesta ar fi și un criteriu de departajare al slovacilor din Bihor-Salaj față de slovacii din regiunea Aradului, care sunt de confesiune evanghelică. Cum s-a întâmplat acest lucru? De ce unii au ajuns să fie romano-catolici, ceilalți evanghelici? A fost din cauza unei asimilări, să spunem așa, asimilări religioase, dacă putem să vorbim așa? Aș spune că migrarea slovacilor în aceste ținuturi a decurs în mai multe valuri și nu au venit din același loc. Și întotdeauna slovacii au venit fie cu preotul alături de ei, fie cu Biblia. Cântecele pe care tu le-ai reprezentat au fost culese, bănuiesc, din sânul comunității. Cum s-a întâmplat? Tu ai fost cea care le-a cules, după aceea cum s-a întâmplat prelucrarea? Și în general, cum se întâmplă să vă alegeți cântecele pentru repertorul pe care îl folosiți mai departe în spectacol, atât poate cei colegii tăi, poate și alți slovaci din România? În ceea ce mă privește... Acum te întreb ca și etnolog, dincolo de statutul tău de membru al acestei ansamblu. În ceea ce mă privește pe mine personal, doresc să menționez că întregul material folcloric pe care eu încerc să-l valorific a fost cules în întregime de către mine, cu ajutorul colegului meu Milan, a Cristinei, cu sfaturi din partea coregrafului nostru din Slovacia, cu care colaborez cu mare drag, direct de pe teren. Am străbătut satele slovace dintr-un colț în altul pentru a afla și pentru a valorifica producțiile folclorice ale comunității noastre și pentru a încerca promovarea patrimoniului imaterial, aici mă refer la melodii și dansuri, cât și cel material. Aici mă oprez la costume sau diferite obiecte tradiționale. Ianca, tu de când ești membră acestui ansamblu? Din anul 2006. Cum s-a întâmplat această introducere în lumea dansului, ca să spun, tu erai deja familiară cu vioara? Mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare. Sunt și alți membri mai tineri sau de aceeași vârstă cu tine? Da. Sunt colegi ai tăi de la școală? Da, sunt. Tu cum studiezi acum? Limba română, limba slovacă? Vorbești acasă limba slovacă? Da, vorbesc. Și acum studiez în limba română. În limba română, da. Deci ești la școală cu predare în limba română. Există școli cu predare în limba slovacă la voi acolo în Valea Cerului? În Valea Cerului există doar o școală primară, o școală cu limbă de predare maternă. Cu limba de predare, deci limba de predare maternă. Deci se studiază slovacă ca și limbă maternă și restul se studiază în limba română? Nu, materiile... Totul se predă în limba slovacă. Cred că au și ore de limba română, dar n-aș ști să vă spun exact care este. Spuneai deja că sunt diferențe între slovaca pe care, colocvială, ca să spun așa, pe care o folosesc slovacii din zona voastră și slovaca literară, ca să spun așa, care e folosită și în Slovacia. Sunt mari aceste diferențe, Ianca? Cum simți tu că ar fi diferența între limba pe care tu o vorbești acasă cu părinții tăi, cu colegii, prietenii și limba pe care ai învățat-o la școală? Sunt diferențe, dar nu chiar foarte mari. Ai fost vreodată în Slovacia? Am fost. Cu părinții. Voi sunteți acum deja, bănuiesc, la a generație, ca să spun, aici, în România, așezați pe aceste meleaguri. Totuși, sunt poate comunități, familii în care mai există legături cu anumite neamuri din Slovacia? Cred că aproape în fiecare familie slovacă de aici, din Bihor, există membri care au emigrat fie acum, fie în perioadele anterioare în Slovacia sau Cehia, cu care se păstrează legături destul de strânse.
Spre finalul acestei ediții a noastră, a ediții speciale pe care o transmitea de aici, din cadrul Parcului Etnografic, al Muzeului Etnografic al Transilvanei, aș vrea să ne spuneți, să-mi spui, Iosefina, câteva cuvinte despre cum, dacă aveți anumite proiecte imediat următoare, voi ca și ansamblu sau în general tu personal ca și etnolog, pentru că știu că ești foarte implicată și ai întreprins mai multe cercetări de teren în ceea ce privește studiul obiceiurilor și tradițiilor comunității slovace din zona Bihor-Sălaj. Menționez că actualmente lucrez la două proiecte care sper că vor fi publicate. Uniunea mă sprijină financiar și este bucuroasă că există tineri care își îndreaptă atenția în valorificarea patrimoniului nostru. Una dintre publicații va fi în colaborare cu Arhiva de Folclor, filiala Cluj, în care voi încerca să aranjez un material cules de etnomuzicologul Nicola și care a ajuns în arhivele noastre de aici, de la Cluj. Unul dintre evenimentele destul de importante ale comunităților voastre este un festival care se organizează anual în Valea Cerului. O să urmărim și noi un material mai amplu realizat cu ocazia acestui festival în partea a doua a emisiunii noastre. Eu mi-au rămas bun de la voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră. Mulțumesc că ați venit până aici în Cluj și ați participat la realizarea acestei ediții speciale. Vă dorim mult succes în continuare, să continuați să păstrați tradițiile și obiceiurile comunității slovace din care proveniți. Vă felicităm pentru aceste inițiative și pentru implicarea voastră în general. Și eu vreau să vă mulțumesc în numele meu și al colegilor pentru această invitație și pentru că ne sprijiniți proiectele și sunt foarte mândră că am avut chiar și aici alături de noi trei colegi tare dragi mie, cărora le urez mult succes în tot ceea ce își doresc să facă. Le dorim și noi mult succes tuturor, pentru că toți au fost foarte, foarte frumoși astăzi și foarte implicați în realizarea întregii emisiuni. Știți, avem colegi care sunt mai mult, se exprimă mai bine prin dans, alții prin cuvinte, dar toți suntem cu sufletul alături de ceea ce noi dorim. Acest lucru este cel mai important. Mulțumim mult încă o dată. Pe dumneavoastră, stimați telespectatori, vă invităm și să urmăriți și în partea a doua a emisiunii noastre, după jurnalul regional al TVR Cluj. Să urmăriți așadar și partea a doua a emisiunii noastre, unde veți urmări, cum menționam, și un material de la una din edițiile anterioare ale unui festival organizat la Valea Cerului, unde se întrunesc mai multe localități, mai mulți reprezentanți, mai multe localități slovace din România. Și de asemenea, tot în partea a doua, puteți urmări și muzică și dans de la alte comunități, minorități naționale trăitoare în Transilvania. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Maria Cinarjiga și vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Toate cele bune! Bratia moi, bratia, po jeden sa tratia. Jeden je ve vojne, jeden je ve vojne, druhý zajtra pojde. Jeden je ve vojne, jeden je ve vojne, druhý zajtra pojde. Sestry moje, sestry, všetké sa rozešli, iba ja zostala, čo krávy pásala. Iba ja zostala, čo krávy pásala. Pásem krávy, pásem, mladá pastierka sem, krávy dolu hajem, a ja zešu.
som frajera. Naučil ma piskat, ukazal mi figel, že mam čo koliskat. Ukazal mi figel, že mam čo koliskat. Kmotra moja, kmotra, povedzte kmotrovi, naksaniela komi na moj kabat novi. Naksaniela komi na moj kabat novi, bo moj kabat novi se sedem nad spoli. Nie mi šuchať moje bele nohy. Nie budem mi šuchať moje bele nohy. Acest eveniment este unul dintre principalele evenimente ale comunității slovace din România, un eveniment la care dorim să aducem ca și respect față de cei care într-adevăr ne sprijină la nivel local, județean, național, cât și internațional. Prin prezența lor, comunitățile slovace din Ungaria, din Serbia, din Cehia, din Slovacia, din Polonia ne răspund înapoi cu prezența lor la prezențele noastre internaționale ale formațiilor noastre de dansuri. Un eveniment în care slovacii din România se întâlnesc între ei, își prezintă munca lor pe parcursul anului, dar își prezintă și la nivel internațional munca care o desfășoară cu colaboratorii noștri și partenerii noștri din Slovacia.
Festivalurile noastre sunt tocmai de a întări relația noastră cu comunitatea locală, de a scoate în evidență doleanțele celor care vor într-adevăr să-și păstreze identitatea, vor să arate părinților că sunt capabili să ducă mai departe identitatea lor slovacă, să arate bunicilor că au auzit într-adevăr cântece frumoase, să arate tradițiile pe care mulți nu le-au mai văzut, mulți nu le-au mai cunoscut, dansurile care reprezentative în anumite activități naturale ale oamenilor. Som Augustin Lang z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Úradu vlády Slovenskej republiky. Este consilierul domnului ministru care reprezintă departamentul pentru slovaci din diaspora, din cadrul guvernului Slovaciei. Sme špeciálny úrad, ktorý sa má na starosti Slovákov žijúcich v zahraničí. Departamentul nostru se ocupă în special cu relațiile asupra slovacilor din diaspora. No a podporujeme všetko, čo nám umožňuje, aby sa udržala jazyková, kultúrna a slovenská identita Slovákov v zahraničí. Și sprijinim prin proiectele noastre, finanțele noastre, tot ceea ce se referă la sprijinirea identității culturale a slovacilor din diaspora. Veľký dôraz, zdôrazňujeme hlavne autochtónne slovenské národnostné menšiny, ako je Rumunsko, Srbsko, Maďarsko a Chorvátsko. Punem accent pe cei care într-adevăr și-au păstrat identitatea de secole, de viacuri sau pe parcursul acelor ani care au rămas aici, acum sunt slovaci din România, din Serbia, din Ungaria. No a chcel by som povedať, že máme veľmi dobré skúsenosti s našimi Slovákmi v Rumunsku, pretože rumunská vláda skutočne robí všetko priaznivé a pozitívne vo vzťahu k našej národnostnej menšine. Ne bucurăm să putem spune încă o dată și să întărim într-adevăr sprijinul pe care îl oferă Guvernul României pentru sprijinirea identității slovacilor din România. Se vede nu doar cu ochiul liber, ci se vede prin acțiunile pe care le realizăm în comun. Ja som bol 4 roky štátnym tajomníkom na ministerstve kultúry a skutočne Rumunsko je krajina veľmi ako vzorná z hľadiska celej Európy. Am fost 4 ani de zile secretar de stat în Ministerul Culturii și am văzut că, într-adevăr, România este pentru noi un exemplu pentru ceea ce face pentru minoritățile din România. No, my nemáme u nás na Slovensku rumunskú národnostnú menšinu a preto by sme sa radi odvďačili starostlivosťou o ňu, ale žiaľ, nemáme rumunskú menšinu u nás. Nu putem să spunem că există o comunitate așa de puternică în Slovacia de români, dar pentru toate cele care sunt în Slovacia încercăm să luăm un exemplu de la dumneavoastră din România. No a chcel by som vysoko hodnotiť tento mládežnícky folklórny festival v Čerpotoku a pána poslanca, ktorý skutočne dáva srdce slovenskej kultúre a slovenskému životu v tomto celom regióne, nie len v Čerpotoku. Vreau să aduc în evidență nivelul ridicat al festivalului care se desfășoară în România, dar și acestui festival care este la 8-a ediție și celor care au pus suflet, deputatul și ceilalți reprezentanți ai comunităților slovace. Nu doar aici, ci în toate regiunile în care se află comunitatea slovacă. A také majú byť menšiny, ako to povedal na začiatku, keď vystúpil, že som srdcom Slovák, ale som Rumun a som rumunský občan a žijem tu a mám rád svoju vlast. Și așa trebuie să fie toate minoritățile care trăiesc, așa cum a spus domnul deputat în deschidere, în suflet sunt slovac, dar trebuie să-mi respect și țara care mi-a adus tot ceea ce are momentan, adică România. Trebuie să fie un cetățean model. No a my sa veľmi tešíme, že vyše 200 rokov, čo žijú Slováci v Rumunsku, tak majú svoj jazyk, svoju kultúru, majú školy, základné, stredné školy, majú svoju cirkev katolícku, evanjelickú a to je vlastne všetko, čo potrebuje menšina v zahraničí, naša Slovenska. Putem să spunem că suntem foarte bucuroși prin faptul că în România există respect foarte mare pentru minorități, prin aprecierea școlilor cu predare în limba maternă, bisericile, cultura se poate exprima atât prin religie, cânt, învățământ. No a tešíme sa spolu, že sme teda slovenského ducha, slovenskej kultúry a slovenskej reči.
și ne bucurăm că putem să fim împreună în acest duc al limbii și al cântului slovac. Se țin tradițiile slovacilor, care au început acum, ce să zic, a 8-a ediție acum. Și e foarte bine. E un lucru foarte bun, să zic așa. Sper să țină cât mai mult. Să țină cât mai mult. Că vedeți dumneavoastră că vin și oamenii. Pedică și timpul ăsta ține, văd că cu noi. Era plouat de extrem de mult și ne-am pregătit și pentru vremuri mai rele și pentru vremuri mai bune. Acum să sperăm că va fi bine. Noi suntem ansamblul gazdă, așa că noi am început pregătirile cu mult timp înainte de spectacol și pe partea artistică, dansuri, coreografii, dar și pe partea de organizare. De unde aveți oaspeți? Pe cine cunoașteți? Putem să spunem că deja am legat prietenii de-a lungul anilor aici cu ansamblurile care vin la acest festival sau care mai vin la alte festivaluri sau la alte festivaluri la care ne-am mai întâlnit. Pot să spun că avem oaspeți din Slovacia, din Serbia, din Polonia și în general din țările în care trăiesc minorități de slovaci. Văd că sunteți foarte interesant îmbrăcat. Care este de fapt rolul dumneavoastră? Ce faceți? Păi, costumațe, după cum vedeți, sunt îmbrăcat în pădurar. Avem niște obiceiuri, cum slovacii au ajuns din Slovacia și s-au stabilit aici, având în vedere că aici erau numai păduri, și prezentăm un obicei de tăierea lemnului. Am făcut repetiții de dimineață și ieri. Ce anume veți prezenta? Un dans din zemplin. Din ce ai format costumul vostru? Costumele noastre sunt formate dintr-o cămășuță, șorți și rochița. Ele mai au și vesta, sunt din zemplin, pentru că de acolo este dansul și de acolo avem și hainele. De unde ați venit voi? Noi suntem din Vărzari, dintr-un sat de aproape. Și... Veniți des în comunitatea vecină sau cum faceți în general când sunt astfel de evenimente? Suntem invitați și venim cu mare plăcere să dansăm aici. Și la voi în comunitate se organizează astfel de evenimente? Da, și la noi se organizează ziua satului și când se sfințește ceva, tot timpul se dansează. Zim ceva în limba slovacă. Nu știu ce ați vrea să vă spun. Nu știu ce să vă... Ba știu, dar ce vreți să vă spun? Orice. Câteva cuvinte. Sunt veľmi rada, že sme prišli sem tancovať. Asta înseamnă? Că sunt foarte bucuroasă că am venit să dansăm aici. Ce veți prezenta astăzi? Astăzi vom prezenta un obicei străvechi al strămoșilor noștri de a merge la pădure, de a tăia lemne, de a confecționa diferite obiecte din acele lemne pe care le-au tăiat și, bineînțeles, de a despăduri proprietățile pe care mai încolo le vor obține. Cum vi se pare astfel de evenimente? Pentru noi, nouă, ni se pare foarte frumos, deoarece astfel putem să ducem mai departe tradițiile strămoșilor noștri. Și ne place foarte mult. De unde este grupul vostru? Ansamblul Folkloric Țărovina este de aici, din sat. Suntem toți de aici. Ja som z folklórneho súboru Bystrý potok z Kacvina z Polska. Choreografom je Maria Vnenková a asistentom je Tomáš Rataj. Ansamblul folkloric Bystrý potok, ei sunt din Polonia și au o doamnă coregraf care lucrează și colaborează nu doar cu acest ansamblu din Polonia, ci și cu alte ansambluri. Subor Kosovi 2 roky. Tańcujemy tańce z Ospisza. Na tom festivalu sme prvý krát. La acest festival se află pentru prima dată în acest an. Dansează dansuri din regiunea din care dânsii provin, dansuri specifice. Iar aici sunt pentru prima dată. Współpracujemy z folklornym suborum Zeleni Jawor, którym je choreografom je Maria Vnenková. Ei colaborează cu un alt ansamblu din Polonia, a cărui coregrafă este tot doamna Maria Vnenková. Vnenková. Ten subor Zeleni Jawor tu bol už trikrát. Acel ansamblu a fost deja la acest festival de 3 ori. Teraz nie mogli, a prišli sme my. În acest an nu au putut să se prezinte, așa că și-au trimis înlocuitor acest ansamblu.
To je kroj zospișață z polskej strany. Kostumul cu care este îmbrăcată este specific zonei Spiș din Polonia și îl poartă nu doar slovacii, ci și polonezii. Nu există o diferențiere în forma costumului între polonezi și slovacii care locuiesc acolo. Ocitime sa velmi dobre. Dnie, no, zawsze mohlo być lepsze, ale myslim, że było dobre. De fiecare dată când sunt aici, ei se simt bine. Ca și orice dansator spune că spectacolul ar fi putut să fie și mai reușit, dar cred că au fost pe placul publicului. V tomto regióne pôsobím ako pedagog tanca už od roku 2007. În această regiune, dânsul a participat și ca și coregraf al ansamblului nostru folcloric din anul 2007. Takže máme priazný vzťah k tomuto regiónu aj k tomuto festivalu, kde sa snažíme aspoň, my sme sa zúčastnili raz za 2 roky na tomto festivale. Există legături puternice cu ansamblul nostru, cu regiunea aceasta și încearcă să fie prezenți ca și ansamblu reprezentativ din Slovacia tot odată la 2 ani, dacă se poate. Už z toho, že tu vlastne pravidelne chodíme, máme tu svojich priateľov, s ktorými sa stretávame pravidelne. Pentru că ei vin atât de des aici, chiar s-au legat și prietenii cu noi, ne sunăm, există o relație de prietenie destul de strânsă. Pre Slovákov v tomto regióne, hádam, držte sa toho, čo je vám blízke a snažte sa uchovať si to, čo robíte radi. Mesajul său pentru slovacii din România ar fi să își mențină tradiția, să mențină ceea ce le este aproape de suflet, ceea ce le dă specificitate. Pretože týmito tancami sa na Slovensku nikto nezaoberá. Máme choreografa, ktorý robil výskum v Dolnej zemi a preto sme aj tu na festivale predstavili tance Slovákov z Vojvodiny, z Maďarska a z Rumunska z okolia Oradej. Au un coregraf care a făcut cercetare de teren și o muncă statornică de-a lungul anilor în diasporă și dânsul le-a făcut coregrafiile. Ei la acest festival au prezentat dansuri ale slovacilor din Serbia, a românilor din regiunea Oradiei și z Rumunska și din Ungaria. Samozrejme, zajtra sa predstavíme aj slovenským tancom z Horehronia, z okolia Helpy, Telgartu a Šumiaca. Bineînțeles că mâine, în gala festivă, vor prezenta dansuri slovace din regiunea centrală, Horehron, regiunea pe care o vor prezenta, din jurul Helpa, centrul Slovaciei. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť na tomto festivale a že naozaj Slováci žijúci v zahraničí tak ďaleko od Slovenska, ako je Rumunsko, si stále udržiavajú svoje tradície a sme na to veľmi hrdí, že v takej ďalekej krajine, relatívne ďalekej krajine, aj po niekoľkých storočiach udržiavate svoj jazyk a krásne slovenské zvyky. Sunt bucuroși ca și slovaci, locuitori ai Slovaciei, să vadă că dacă strămoșilor în urmă cu 200 sau 300 de ani au părăsit țara mamă, ei încă reușesc să își păstreze limba în forma în care ne-o păstrăm noi și multe din obiceiuri. Venim de fiecare dată cu mare bucurie de la bun început, de la înființarea acestui festival și suntem bucuroși să fim aici în fiecare an. Chiar dacă plouă sau e soare, ne-am întâlnit cu de toate aici. Publicul a fost primitor ca în fiecare an. Ca în fiecare an ne-am întâlnit cu ansambluri care anii trecuți nu au fost. De fiecare dată organizatorii au grijă ca să vină tot în fiecare an măcar un ansamblu nou pe care publicul nu l-a văzut. Și eu zic că și anul acesta a fost
o ediție reușită a festivalului. Ne-am prezentat cu ansamblu folcloric Diacelinca, ca așa se numește, ansamblu folcloric Diacelinca din Vărzari, în toate comunitățile slovace unde s-au organizat festivaluri finanțate de către Uniunea Slovacilor și Cehilor din România. Am participat la festivalul folcloric de la Băile Herculane. Am participat anul trecut, în august, la Festivalul Folcloric din Levice, Slovacia, și anul acesta, de 1 mai, am fost la Festivalul Folcloric de la Trebișov, în Slovacia. Ieri și astăzi ne-am prezentat la Festivalul Folcloric din Valea Cerului, cu ansamblul folcloric Diacelinca din Vărzar. Și ieri am prezentat dansuri populare slovace din zona Zemplinului, Slovacia, și astăzi urmează să prezentăm peste câteva minute dansuri populare slovace din zona Chisuț. Ce îi motivează? Îi motivează că ne întâlnim săptămânal, poate și de două ori, s-a format un grup așa unit, și îi motivează în plus aceste spectacole și festivaluri atât în țară cât în străinătate. Acest costum este costum de sărbătoare, deci în zile de sărbătoare se poartă, în special fetele, și la căsătorie, deci la nuntă. Este un costum special care rămâne în amintirea miresei. Cu mulți ani în urmă, când s-au așezat slovacii în zona lor, în Serbia, și au venit săraci, după ce și-au cumpărat pământ și totuși au mai avut vreo avere mai mare, au început să-și facă costume mai frumoase. Costumul bărbătesc este alcătuit din pantalon din catifea, vestă catifea de culoare închisă, neagră, și bluza cusută cu fir albastru, manual, și bineînțeles cizme. Mă bucur că reușim să găzduim această 8-a ediție și îi felicit pe organizator, să-l felicit pe domnul deputat, că inițiatorul acestei activități, precum și pe directorul acestui festival, domnul Francesc Meșca. Localitatea Valea Cerului are în componență mare majoritate slovaci. Sunt per total, comuna sub placul de Barcău are 4.290 de locuitori la ultimul recensământ, dintre care 34,2% sunt români, 31,7% maghiari, 18,2% slovaci și 12% romi. Localitatea Valea Cerului, această superbă localitate, foarte frumoasă, cer potoc, ca să intru în istoric puțin, cer potoc vine de la cuvântul cer, care erau acești arboși de cer, de unde și denumirea localității. Comuna sub placul de Barcău poate să fie an de an centru Europei, centrul Europei slovace. Aici vin cei care vor să vadă ceea ce se întâmplă în suplac an de an, ceea ce se întâmplă la slovacii din România an de an, și cred că, într-adevăr, prin cultura și prin festivalul nostru putem să scoatem și comuna suplacului de Barcău la un nivel național sau internațional, la un nivel în care atât primarul, care nu contează de ce natură politică este, reușește să aducă după dânsul și comunitățile celelalte. Am avut și comunități de romi între noi, de maghiari, ceea ce a demonstrat într-adevăr că este o mică Europa, această comună a noastră sub placul de Barcău. Muzica.
Bibulo veselo, še še bimo jo šerco, še še veselelo.